Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii noștri urmăritori și urmăritoare, dragi și iubitori ai sportului. Eu sunt Emilion, alături de mine este ca de obicei și foarte mulțumesc, Cornelia Ionescu, bună! Bună, Emil! <laughs> bună ziua celor de acasă, celor care ne urmăresc și îți urmăresc emisiunea dedicată jocurilor olimpice. Mulțumesc, dar ție îți mulțumesc încă o dată că ești alături de mine, pentru că, iată-ne, deja parcă ne-am intrat în mână, așa, cu Olimpiada. Așa e. Mai e destul de puțin, am trecut de jumătate. Am trecut de jumătate, am vorbit despre sportivii români care au câștigat medalii la Tokyo până în acest moment, Poate astăzi am fi dorit să vorbim despre o altă performanță a sportului românesc, dar, din păcate, lucrurile s-au complicat și uh, uh, suntem puțin mai triști. Într-o într zi cu soare, uh, situația este gri da, pentru, pentru, pentru gimnastica românească. A fost o zi nefastă pentru România azi la Olimpiadă. În primul rând, aș spune, din cauza ratării la finala la bârnă a Larisei Ordache, da, ea nu a aratat, noi ne-am pus foarte multe speranțe, noi românii, cei care iubim în general gimnastica, ne-am dorit foarte mult ca Larisa să concureze, să poată să câștige o medalie și că sunt foarte convinsă că exercițiul ei, așa cum l-am văzut eu în calificări, ar fi putut fi chiar de aur. Dar o accidentare pe care ea a avut-o acolo, în momentul aterizării, a scos-o din circuit. Am, am văzut foarte multe declarații în ultima perioadă, am citit despre starea ei de sănătate și am sperat până astăzi că poate, poate va putea intra în finală să concureze. Asta a fost. Larisa nu a putut merge mai departe. Glezna ei a cedat și nu numai glezna, s-a vorbit prin inițial de o întorsă la picior, o întorsă dureroasă, pentru că, nu știu, cei de acasă, cei care au avut întorse de gradul 3, fiindcă acelea sunt cele mai uh, dureroase, uh, știu ce înseamnă să pui piciorul în pământ. De fapt, nici nu mai poți să mai pui în pământ. Da, și să ne gândim că este totuși la o sportivă obișnuită cu durerea, Însă, de data asta a fost prea mult și pentru ea și, într-adevăr, e puțin nedrept să spunem că a ratat, pentru că, așa cum ai spus și tu, scorul ei putea să fie de medalie da, în această De medalie finale. de bronz, dacă, da. dacă ar fi fost același. Dar sunt sigură că în finală lucrurile stau diferit și de multe ori te motivezi altfel și... Poți avea note mult mai mari. Avea o notă de plecare mare, avea un exercițiu cu mare dificultate, chiar și o aterizare. Poate, poate și de aceea nu s-a insistat cu intrarea ei pe bărnă, și sunt convinsă că ar fi, ar fi fost acolo prima, a doua, a treia, nu, nu ar fi contat să așa cum spuneam piciorul ei nu a putut fi recuperat dincolo de acea întorsă pe care medicii au, au tratat-o în zilele acestea, se pare că ea mai sufera de de, alt, de o problemă mult mai profundă, o osteoartrită un o, Boală care este mult mai dificilă, o boală care aduce lacrimi, cum, pe fața sportivilor, în general. Da, bineînțeles, afectează oasele și netratată poate duce chiar la încheierea unei cariere. Dar, Larisa, iată, foarte afectată de momentul de la încălzire, practic, ea cu doar câteva ore înainte de finală a. A anunțat abandonul. Primit această veste groaznică uh, și uh, pentru că asta au spus antrenorii e, e bine să nu uh, intre în finală uh, pentru a-și da. menaja sănătatea uh, iar uh, da, finala a fost da, am încercat să intru pe, pe Facebook și, uite, se mai întâmplă lucrurile astea. Am vrut să vă ce spun și oamenii de acasă, cei care sunt alături de noi și îmi cer scuze pentru mica întrerupere. E adevărat, ea a primit astăzi verdictul dur, dar cred că simțea. Un, un sportiv obișnuit, cu performanța obișnuit, cu sala de gimnastică, este cel care. Simte primul, dacă poate să pună piciorul în pământ, dacă poate să facă un exercițiu sau nu. Iar ea, parcă a fost întotdeauna victima tuturor lucrurilor ăsta la negative, a avut atât de multe accidentări, iar cariera ei a fost presărată de astfel de momente încât, în loc să fie una strălucitoare de la cap la coadă, a, a fost plină, plină de lacrimi și de bucurie, dar foarte multe și de tristețe. Și aș vrea să discutăm mai mult aici legat de situațiile acestea care apar foarte des în ultima vreme la gimnastele de top, cum este și la RISA, și nu doar cele de ordin fizic, ci și problemele mentale și toate provocările acestea. Pentru că. Ce aș vrea să spun, odată, medicina uh, sportivă se apropie foarte mult de o știință exactă. În ziua de azi, un uh, preparator fizic bun, un uh, antrenor, va ști când să forțeze și când să nu forțeze. Uh, bineînțeles, în goana, după performanțe, după medalii, se alege mai mult uh, varianta de a forța. Uh, însă, Aș vrea să discutăm un pic cum ți se pare uh, lucrul ăsta, Adică, e, e uh, regulă să se ajungă până la limită sau, pe termen lung, ar fi mai bine să o luase mai moale, să spunem așa, pe românești? Mai nu știu că nu cred că timpul îți permite să o lași mai moale. În uh, gimnastica de performanță, trebuie să fii tot timpul acolo, uh, în top nu ai cum să participi la o competiție majoră, de exemplu, cum sunt jocurile olimpice, dacă tu nu te califici la această competiție. Și atunci trebuie să treci printr-o serie de concursuri necesare participării tale acolo. Și dacă ai un țel, e sportiv, și în momentul în care te apuci să practici o disciplină sportivă, te gândești că vei ajunge la Olimpiadă. În momentul acela, nu mai... parcă nu-ți mai aparțit-o ca persoană. O să spui, concurezi și cu durere, și cu probleme de ordine emoțional. Nu, nu contează nimic decât medalia de aur, de argint sau de bronz. Cred că în cazul gimnastelor, pentru că vorbim despre Larisa Iordache aici, la ea... A fost dorința mai mare decât accidentarea. Eu am stat de vorbă cu, cu ea în urmă, cu câțiva, câteva luni în, în urmă, și îmi povestea despre cariera ei în gimnască și despre problemele pe care le-a întâmpinat în carieră, însă marșa și pe ideea că își dorește foarte mult să ajungă la Olimpiadă și să câștige o medalie acolo. Voia să-și demonstreze că poate chiar dacă s-a accidentat de mai multe ori și um, acele accidente au scos-o din uh, competiție. A luptat cu ea și a luat biletul pentru Jocurile Olimpice într-o competiție majoră, a câștigat titlul mondial. Dar uite, aici uh, glezna ei uh, nu a mai putut uh, să ducă și în final. Da, rămânesc cu noi pentru că, într-adevăr, Cornelia are un interviu foarte interesant, recent, cu Larisa Iordache și îl vom vedea în câteva momente. Până atunci aș vrea însă să spunem și de declarația pe care a dat-o Larisa Iordache azi printr-o postare pe Facebook. O, o citești citesc, tu, uh... da? Să fie exact așa, să nu deformăm noi cele spuse de Larisa nu vom înțelege niciodată de ce drumul pe care îl alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniștit spre ce vrei tu să faci. Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar drumul meu este împietrit. Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita de suportabilitate ca om. Am vrut să o fac pentru mine, pentru mine și ființa, aici se referă la mama ei, care m-a împins pe drumul acesta, care, din păcate, nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea. Vreau să fac o, o mică pauză la această declarație. Poate cei care ne urmăresc pe noi nu știu prin ce momente dificile a trecut chiar în luna iunie pe 27 din câte mi amintesc eu, chiar cu puțin timp înainte de Olimpiadă, Larisa Iordache, mama ei care suferea de o afecțiune necurțătoare și care a trecut printr-o serie de tratamente de chimioterapie, a încetat din viață. Larisa a fost extrem de afectată în acel moment de decesul mamei sale, așa cum probabil am fi fiecare dintre noi în momentul în care pierzi pe cineva drag. Și parcă nu mai avea aceeași motivație pe care o avea înainte de lucru acesta. S-a mobilizat însă în luna care a urmat și a venit la Olimpiadă. Chiar spunea unor apropiate că ar vrea să câștige titlu olimpic, dacă se poate, sau o medalie pentru și mama redice, ei, mă, cea care i-a dat viață și cea care nu mai este acum printre noi. De aceea, probabil, în acea declarație menționa lucrul acesta și am vrut eu să fac o paranteză pentru cei de acasă. Încheie declarația, mulțumindu-le și antrenorilor și spune la final că Uh, au crezut în ea uh, și în tot ce au făcut. Uh, au pornit cu mine pe drumul acesta chiar când nu aveam pe nimeni lângă noi. Uh, este, cum spuneam, uh, și partea asta mentală care apasă foarte greu pe, pe umerii uh, gimnaștilor, uh, pentru că ziceam de problemele care te pot scoate din uh, competiție și uh, asta s-a văzut și la. Rivala ei, am putea spune, Simon Biles, care a luat bronzul în această probă, în finala de la bârnă. Ai văzut-o în competiție? Eu, văzut -o. Chiar în momentul în care am plecat da. de acasă, am urmărit evoluția la bârnă a lui Simon Biles. Am văzut un exercițiu foarte bun făcut de americancă. Un uh, exercițiu la finalul căruia s-a dus uh, înspre public și a arătat publicul uh, cel care putea fi prezent în sală, fiindcă uh, știm clar că nu este voie uh, să existe spectatori, dar sunt colegi de echipă, iubitul ei a, a fost prezent la fața locului și a făcut un semn, un semn așa de o eliberare uh, a ei. O eliberare pe care o, o dorea să o aibă, încă de la sărituri, de la uh, acele jocuri pe echipă. Da, amintim că de acolo s-a retras, acuzând că trebuie să. Care își probleme emoționale? Sănătatea mentală. Uh, și din toate finalele la care ar fi putut să participe, iată că a ales-o pe cea la bârnă. Uh, mi s-a părut foarte bună alegerea ei, deși a luat doar bronzul. Am văzut-o puternică și uh, foarte dornică de a dovedi criticilor, pentru că au fost foarte mulți, inclusiv uh, atleți la Tokyo, care au acuzat-o că trebuie să-și revină. să. să... Da, s-a creat o întreagă poveste uh, și în America pe marginea subiectului Bayer. A fost un scandal, totuși, asta, da. da. Dar asta, cum spuneam, pentru că. Foarte mult până acum s-a discutat despre problemele fizice și foarte puțin despre problemele mentale ale sportivilor, ale atleților. Da, Simon Biles este cea mai titrată gimnastă din acest moment, din întreaga lume, are 25 de medalii mondiale, olimpice și poate pe umerii ei este o presiune mult prea mare față de altor concurente care vin la o vârstă fragedă cu exerciții dificile, dar cum da mai puțin mai puțină presiune din partea antrenorilor și sau a țării respective. Da, pe... Și atunci tu chiar dacă ești o mare un mare star și intri din poziția de lider undeva. Ești tu om și trebuie să execuți lucrurile perfect. Și atunci starea emoțională uh, se declanșează și la tine și poate e mai periculos uh, în cazul sportivilor de valoare decât în, se cade uh, mai de în, sus, da, da, da. decât în cazul celorlalți. Uh, iată că vorbeai de gimnaste tinere, a câștigat uh, ca Guan Chenchen, Chen. doar 16 ani. Da, doar da. 16 ani, dar da. ți-am zis, fără o opresiune. Ce surpriză a fost până și ce emoții. -a, a fost și un moment ușor amuzant, s-a împiedicat de steag Îmi trebuia să facă poza culmea ironiei, nu? Echilibru perfect la bârnă, aur olimpic și apoi acel moment. Dar a trecut cu bine peste. Sunt sigur că încă nu și-a revenit complet din ceea ce îi se întâmplă să fie medaliat olimpică la această vârstă și în această probă unde totuși a concurat cu cea mai bună din lume. Da, e, e adevărat, am avut și puțin noroc, așa cum spuneam puțin mai devreme, Larisa Iordache, o candidată la medalii și chiar la medalia de aur, fiind campioană mondială, era normal ca ea să fie favorită, a, a lăsat un pic drum liber sportivelor din China. La fel, nici Simon Biles nu a fost în apele ei, dacă am mai discuta pe marginea acestui subiect, și au venit din urmă chinezoicele care s-au descurcat foarte bine și în calificări. Ele au avut note mari și acolo. E, e, e normal să te împiedici pe podium de premiere, nici nu se mai pune poate atunci. E emoționant să urci acolo la 16 ani și să fii campion olimpic de ce să nu ne, să nu avem emoții și când urcăm pe podium? Nu? lucrurile stau într-un fel și aș vrea să citesc și niște mesaje ale oamenilor de acasă care spun Larisa pentru noi ești o câștigătoare la această olimpiadă de la Tokyo capul sus nu este un capă de țară cea mai importantă este sănătatea noastră spune doamna Cristina Bărbulescu aveți mare dreptate jos pălăria în fața ta ai muncit mult să ajungi Acolo, felicitări, felicitări, felicitări pentru tot. Ne-ai făcut de foarte multe ori mândri că suntem români. Este Angi Petcu, uh, este o parte din mesajul doamnei Angi Petcu, am uh, zis să citim uh, doar începutul. Da, eu cred că Larisa a avut acele probleme și de ordine emoțional, dar la ea uh, cel mai mult și cel mai mult a contat uh, accidentarea. Da. Eu uh, am reușit să o cunosc decât de cât momentul în care a fost aici în studio și mi-am dat seama cât de puternică este la nivelul acesta uh, mental. Cred că dacă ar fi fost în plenitudinea forțelor, lucrurile ar fi stat diferit. Și eu încă mă gândesc ce ar fi fost dacă, însă am vorbit despre Larisa Iordache, am vorbit despre Simon Biles și despre amândouă, cred că a vorbit și Nadia Comăneci când a postat un mesaj chiar ieri pe Facebook l-am tradus și spunea așa, zilele bune și zilele rele. Zilnic, având a face cu presiunea, cu frica, cu blocajul mental, pierdut în spațiu, toate astea sunt parte din călătoria pe care noi, majoritatea atleților, o pornim. Este mult mai greu când ea se întâmplă când întreaga lume ne privește. Dar termină foarte optimist, spunând, faceți pași mici și înainte, găsiți puterea și curajul de a merge mai departe. Aceasta este cea mai mare realizare a vieții. Da, și dacă Nadia spune lucrul acesta, îți dai seama cine altcineva ar mai putea să mai aștearnă niște rânduri pe adresele de socializare în acest mod. Și Nadia a clăcat la un moment dat în cariera ei și știe ce înseamnă și presiunea și accidentarea și... Uh, uh, tot ce dorește tot mapamondul de la tine în momentul în care concurezi. Ar trebui să se mai ia în calcul și alte lucruri când vorbim despre sportiv și dacă am vorbit de moartea mamei Larisei Iordache, să nu uităm și povestea de viață a lui Simon Biles da, considerată în acest moment uh, sportiva numărul unu uh, în gimnastică. Poate puțin știu că ea a fost, uh, provine dintr-o familie destrămată, cu mai mulți frați, uh, a fost abandonată de uh, părinți și adoptată de bunici. Lucrurile astea din copilărie parcă nu te afecta, dar nu este așa. Ele cu timpul își spun cuvântul în ce, ce te, când ești om. Și la nivel mental, toate se, se adună într-o competiție. Ea mai schimbat și antrenorii în această perioadă. N-ai de unde să știi câte... Câtă presiune s-a pus în momentul în care a plecat la această olimpiadă? Ce se dorea de la ea? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ratat în concursul pe echipe sau în celelalte probe la care i-a luat startul? Până la urmă, să nu uităm, ea -a, calificat, a fost singura sportivă care s-a calificat în toate finalele. Da, da o performanță în sine. Impresionantă, într-adevăr. Dar a ales să concureze numai la bârnă și pentru o mare campioană cum este Simon Biles, medalia aceasta de bronz a fost una extraordinară. Poate cred că a fost exact ca un aur la începutul carierei, dacă ar fi să mă iau după reacției de final și în momentul în care și-a văzut nota. Am vorbit despre această finală la Bârnă. Haideți să vedem și uh, interviul de care spuneam mai devreme. Da, fragmente din interviul pe care Larisa Iordache mi l-a acordat mie în urmă cu ceva vreme. Vreau să-l revedeți și să uh, urmăriți altfel pe Larisa. Cum a fost prima ta competiție la nivel de senioare? Sunt oameni care se uită la noi și uh, sunt atât de supărați că gimnastica noastră feminină este în cădere liberă și uh, poate sunt doar uh, să audă despre lucruri frumoase, despre performanțe, despre performanțele pe care le-ai avut tu ca sportivă și doar uh, anumite accidentări te-au scos prea devreme din, uh, din jocul ăsta. Um, nu avem ce să facem din punctul ăsta de vedere. Asta, asta este sportul în general, cu bune și curele. Uh, oamenii care te susțin cu adevărat sunt alături de tine indiferent de situație, uh, indiferent că e jos, indiferent că e sus. Este foarte ușor să fii alături de cineva sau alături de un sportiv atunci când este sus, când îi se cântă îi nu, când ia medalia de aur. Este foarte simplu, dar să nu uităm că pentru toate acele lucruri. Uh, în momentul acela, clar, sportivul este mândru de el, pentru că medalia lui se pune de gât. Dar în același timp și oamenii care se uită la ceea ce face el sunt mândri de ei, dar toată lumea uită că acel sportiv poate stă acolo pe podium și se gândește de abia să se termine premierea sau ceremonia de premiere pentru a mă duce acasă să mă odihnesc. Adică mie mi s-a întâmplat lucrul acesta și este uh, oarecum diferit, că toată lumea mă întreabă cum este pe podium, cum e să ți se cânte imnul sau cum te-ai simțit. Eram foarte obosită și acest răspuns îl dau de fiecare dată, pentru că practic asta se întâmplă. Nu ți este frică să poate să nu-ți iasă, că nu o să-ți lucrurile? sunt foarte multe așteptări de la tine, așa cum a fost la un moment dat și cu alte sportive care s-au retras din activitatea, apoi au revenit în competiție, cum ar fi Cătălina Ponor, de exemplu. Da. S pe umerii voștri altfel stau greutățile, poate. Uh, frică nu mi este absolut deloc, pentru că dacă am pornit la drumul acesta, am pornit uh, optimistă și dacă aveam un, nu știu, Probabil un sentiment de frică, dedeam înapoi. Însă, cred că în viață trebuie să încerci, să încerci până când crezi tu că este ok. Mă gândesc că, probabil, dacă nu, nu știu, nu puteam să fac sau nu mă ajuta corpul în continuare, renunțam la un moment dat. Dar dacă eu mă simt bine, chiar dacă există mici dureri pe care le am cu, din cauza anilor pe care i-am petrecut în sport și ne tratându-mă chiar atât de bine, uh, încerc să le redresez, să uh, pot să fac și, nu știu, am încredere în ceea ce vreau să fac, pentru că chiar dacă există o presiune a, care mă apasă pe umeri, cred că presiunea făcută de mine este mult mai importantă decât ce așteptări au alți oameni de la mine, pentru că, practic, eu sunt în sala de antrenament, eu muncesc, antrenorii sunt cu mine, cred că noi trebuie să știm cel mai bine ce trebuie să ne iasă, cum să ne iasă și clar, cred că noi suntem ultimii care nu vrem, care nu ne dorim să nu ne iasă. Adică trebuie să înțeleagă oamenii că indiferent de situație, noi încercăm să facem totul atât de bine încât să ajungem pe treapta cea mai înaltă. Pentru că de asta intrăm în sală, adică eu dacă intram în sală, să zic că fac gimnastică doar așa, nu mai îndram. Adică sunt genul de persoană care vreau totul sau nimic. Și încerc să, oarecum, să-i fac pe, oameni, pe oamenii care mă urmăresc să fie optimiști și să creadă în visul lor, să creadă în tot ceea ce vor ei să facă și le mulțumesc pe această cale pentru că mă susțin foarte mulți dintre ei, primesc mesaje foarte frumoase de la ei și, nu știu, Sper din suflet să îi ajut să le dau un vibe pozitiv atunci când o să fiu la competiție. La final, aș vrea să te întreb: Ce vis are uh, Larisa Iordache. Ce dorește să îi se întâmple în viitorul apropiat? Sincer să fiu, îmi doresc foarte mult. Știu că este uh, o dorință basic, dar îmi doresc foarte mult să fiu sănătoasă. Pentru că dacă sunt sănătoasă, uh, pot să-mi fac. Să fac absolut tot ce îmi propun. Mai ales visul meu de a ajunge la Jocurile Olimpice, de a mă califica la Jocurile Olimpice înainte să ajung acolo. Dacă sunt sănătoasă, știu că va fi real. Am văzut o serie de imagini cu Larisa Iordache de acum câteva luni. Ea nu se calificase în acel moment la Jocurile Olimpice. Am căutat foarte mult rochița aceasta să mă îmbrac la fel ca la acel uh, interviu pe care l-am avut uh, cu Larisa uh, mie mi-a plăcut uh, mult de tot să, să discut cu ea, mi s-a părut o fată foarte deschisă și spuneam puțin mai devreme uh, că este foarte puternic uh, psihic și da. a și declarat Dar lucrul ăsta că presiunea amândoi... și-o pune ea, da, nu, nu și-o pune publicul uh, nu este niciodată singură uh... Deci pune ea presiunea, însă am auzit-o spunând într-o declarație de acum două zile că de când a anunțat că va fi în finală, s-a schimbat mentalitatea oamenilor. Deci mereu se raportează și la sprijinul pe care îl primește din partea publicului, să spunem, sau uh, chiar și a celor apropiați din staful Se încarcă ei. emoțional uh, da. probabil cu cei transmit oamenii, dar poate face o delimitare mm. între uh, ce-ți transmit publicul, ce-ți transmite antrenorul și uh, ce presiune își propune ea. Uh, Aici cred că trebuie să și lucrezi ca sportiv și sunt sigură că în loturile sportivilor există astfel de oameni care te pregătesc înaintea unor competiții majore. Larisa era, poate, gimnasta de care România se agăța cumva. Pentru a mai câștiga o medalie, este să recunoaștem singura noastră sportivă la acest nivel. Din păcate, gimnastica românească este foarte jos în acest moment. Nu mai există nimic din ce a clădit Octavian Belu la școala noastră de gimnastică. Scandalurile au fost foarte multe. Mă uh, să spun, uh, și poate și nici sportivii nu se dure, mai pre... acest... Da, dar poate nici uh, preț, fetițele de acum da. nu-și mai doresc să mai plătească prețul de a fi gimnastă. Pentru că a fi gimnastă înseamnă să uh, renunți la viața ta, uh, să stai 12 luni din 12 în cantonament, să nu mănânci. Uh, o anumită mâncare sau să mănânci numai cu regim, să nu consumi și tu o ciocolată, să nu te duci la o întâlnire cu prietenele sau să te duci la un sub. Totul este ca o garnizoană. Și lucrurile s-au schimbat în ziua de astăzi. Poate fetițele vor să practice alte sporturi care sunt un pic mai permisive. E adevărat că nu mai este așa de atractiv uh, gimnastica. Poate și părinții sunt ceva mai reticenți când uh, văd ce se întâmplă la antrenamente, când uh, știu uh, ce greu este să, să te pregătești pentru cel mai înalt nivel. Și uh, cu toate astea să sperăm că vor mai fi... Uh, Speranțe da, știi că, de, da, știi că nu ai... Așa e. Este un sport frumos, este într-adevăr un sport foarte greu. Da, dar dacă n-ai modele, nu poți să continui să te duci spre un sport. Iar noi nu mai avem modele în gimnastică de care să fim mândri și să putem să ne dorim să avem copii acolo. Cam acest da, cam așa stau lucrurile în acest moment. Să sperăm că Larisa Iordacheș va reveni și o vom vedea în competițiile de gimnastică la cel mai înalt nivel. Vom mai vorbi despre Larisa zilele următoare, poate cu invitați din lumea gimnastice și ne vor spune ei mai multe lucruri despre omul care este Larisa Iordacheș. Mulțumesc, Cornelia. Ne apropiem de final și. Ne apropiem și de finalul Olimpiadei. Din păcate, cu din ce în ce mai puține prezențe românești la Tokyo, am văzut ultima finală pe care am avut-o cu reprezentant. E vorba de finala feminină de aruncarea ciocanului, unde am avut o reprezentantă superbă, iată pe Bianca Gelber și uh, ea a reușit un personal best uh, în această finală de 74 de metri și 18 centimetri. A terminat pe un foarte onorabil loc 6, însă țin să o felicit pentru că este o performanță foarte frumoasă și am văzut o adevărată luptătoare în în această finală, ultima disputată azi la atletism în care avem și noi reprezentant pentru că restul, din păcate, ușor, ușor sau Exact ca la gimnastică. Atunci când eram pe primul loc la gimnastică și aveam generații extraordinare de bune de sportiv, aveam și la atletism nume grele care participau în probele de 1500, de 3000 de metri. Chiar la aruncarea ciocanului am avut o sportivă foarte puternică, o sportivă care, o fostă sportivă care acum o antrenează pe Gelber. Este vorba despre Mihaela Melinte. Mihaela Melinte însă și ea cu o poveste de viață dramatică. A fost cea mai bună sportivă a noastră la aruncarea ciocanului, dar un caz de dopaj a scos o complet din circuit, era campioană mondială la vremea respectivă, deținătoarea recordului mondial și la jocurile olimpice de la Sydney, crainicul stadionului a anunțat-o că a fost depistată pozitiv, indiferent ce s-a făcut atunci Uh, S-au făcut, mi-aduc aminte, 13 teste care să demonstreze uh, faptul că nu avea uh, nimic, uh, nicio substanță interzisă în organism. Ei bine, uh, Mihaela Melinte, antrenoarea lui uh, Gelber de acum, a ieșit uh, total uh, uh, din... Uh, competițiile mari. Adică n-am mai fost aceeași Mihaela Melinte pe care personal am cunoscut-o la vremea respectivă și mi-a plăcut foarte mult ca om și ca sportiv. Gelber și-a depășit condiția, ea a fost foarte bună la junioare, a fost de patru ori campioană la junioare. Este acum și mama mică, la 31 de ani, a reușit performanța de a se clasa pe locul 6 la o Olimpiadă. Este, cum spuneai și tu, o performanță, dar noi voiam să... locul 1-2-3. Vezi, da, cea mai bună performanță a ei chiar acolo pe stadionul olimpic de la Tokyo și a, a avut o, o concurență foarte puternică acolo. Din păcate, atât s-a putut, a luat aurul poloneza Anita... Vols, dar nu, nu, nu pot să citesc numele poloneze, îmi cer scuze, dar da. o sportivă foarte bună poloneză și uh, sportiva noastră a fost foarte puternică, uh, dar uh, la o olimpiadă altfel stau lucrurile și aici uh, se merge și pe partea mentală. Chiar dacă a scurs un timp foarte bun, nu, nu este încă la nivelul fetelor de pe primele trei locuri. Dar pentru România și pentru Gelber, care are o fetiță și atunci când a născut-o a spus că ar dori să participe la Olimpiadă și să-i dedice o victorie fetiței ei, ei bine, ea practic și-a îndeplinit scopul și și dorința ei s-a îndeplinit, pentru că voia, victoria ei era prezența în competiție. Și uite că a ajuns chiar în finală. Nu e ușor din atâtea țări să fii prezent acolo în primii 10, până la urmă este o mare performanță. Așa este și cu asta încheiem cu aceste cuvinte mare, performanță, să sperăm că vom vedea mai Hai gabă... că mai avem la Caiac, mai, uh, poate mai avem vreo șansă să mai câștigăm vreo medalie. Mă bucur că îți păstrezi optimismul, da. Cornelia. Nu s-a terminat Olimpiada, da. cine știe de unde sare iepurele. Întotdeauna Olimpiada e surprinzătoare. Așa este și vă așteptăm și data viitoare alături de noi să comentăm noi faze surprinzătoare, poate noi performanțe românești și să vedem pur și simplu ce se mai întâmplă la această ediție a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Mult, Hvala!